Aproape 4 ani au trecut de la deschiderea șantierului la clădirea de pe strada Independenței. Investiția ar fi trebuit să fie gata nici 2 ani de la startul lucrărilor, dar o serie de probleme, precum epuizarea fondurilor guvernamentale și lipsa muncitorilor, au condus la întârzieri mari. Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal, responsabilii primăriei au fost întrebați de aleșii liberali despre stadiul lucrărilor la clădirea Colegiului Eminescu. Potrivit autorităților, constructorul s-ar fi angajat că finalizează proiectul la jumătatea lunii iunie a acestui an. Se lucrează. Chiar acum 2 săptămâni am fost împreună cu domnul primar pe șantier, am avut o discuție cu constructorul și cu dirigintele de șantier privind stadiul lucrărilor. Așa cum știți, ultimul act adițional al contractului prevede data de 15 iunie, data la care constructorul s-a angajat că va finaliza lucrările. Ce pot să vă spun? Că săptămânal merg în șantier acolo pentru a vedea evoluția lucrărilor. Deja etajul 2 este aproape finalizat. A fost montat tâmplăria, se lucrează la montarea lambriului, a fost, pusă gresia pe holuri. Ei vor să vină cu finalizarea lucrărilor de la etajul 2 spre parter. Având în vedere istoricul de până acum, nimeni nu poate garanta că, după 4 ani, emineșienii vor putea reveni acasă într-un imobil trecut printr-o transformare radicală. Noi încercăm să-i ținem din scurt astfel încât să respecte termenele contractuale așa cum s-au angajat data de 15 iunie. Dar să venim într-o campanie electorală. Cu siguranță! Și da, noi sperăm că din toamnă copiii să revină, elevii să revină în clădirea de pe Bulevardul Independenței. Proiectul privind reabilitarea clădirii de pe strada Independenței are o valoare de aproape 6 milioane de euro, investiția fiind realizată din fonduri guvernamentale asigurate prin PNDL.